Ploile Govora se află în județul Vâlcea, în zona depresionară subcarpatică din nord-estul Olteniei, la 21 km de Râmnicu-Vâlcea, pe o derivație a șoselei către Horezu și Târgu Jiu, la o altitudine de 360-380 de metri. Este situată într-o regiune de dealuri și coline acoperite cu păduri de fac, stejar, molid, braț sau salcâm. Parcul balnear, proiectat de arhitectul peisagist Emil Pinard, este unic prin arhitectura sa specifică începutului secolului 20, ecosistemul care reunește specii indigene de foioase, unele caracteristici ar arealului montan, cum ar fi coniferele, precum și specii exotice care conviețuiesc într-o armonie desăvârșită, întăresc senzația de unicitate și grandoare. Numele stațiunii Băile Govora și istoricul ei se leagă de cel al mănăstirii Govora, care este situată în localitatea Govora Sat din județul Vâlcea. Începutul descoperirii apelor minerale a fost făcută de locuitori ai localităților din zonă în vara anului 1876. Specificul climatului din Băile Govora sunt temperaturile înregistrate la orele 14, când acestea sunt pozitive în tot parcursul anului. Numărul total anual al zilelor de iarnă este de 28, iar numărul zilelor de vară cu temperaturi mai mari de 25 de grade este de circa 89 de zile pe an, din care 25 de zile numai în luna iulie. Stațiunea Băile Govora este atestată ca stațiune balneoclimaterică de interes național. Stațiunea este recomandată în tratamentul bolilor respiratorii precum astm, bronhic, bronșite cronice, emfizem pulmonar, pneumonopatologii microbiene sau virale, rinite, sinuzite, faringite și așa mai departe. Boli degenerative precum spondiloze, artroze, poliartroze, boli reumatice articulare, tendonite, periartrite scapulohumerale, ca și în tratamentul disfuncțiilor neurologice, periferice și centrale, cum ar fi pareze ușoare, sechele după poliomielite, a unor disfuncționalități post-traumatice și boli asociate, ginecologice, endocrinologice, cardiovasculare, digestive sau urinare. Complexele balneare din Băile Govora sunt moderne și dotate cu facilități pentru băi cu ape minerale iodate și sulfuroase, aplicații cu nămol cald, parafină, pneumoterapii, electroterapii, chinototerapii, tratamente cu produse apicole, etc.